Vineri, în data de 10 mai, la Timișoara a fost sărbătorită Ziua Independenței. În cadrul acestui eveniment s-a desfășurat ceremonia militară și religioasă dedicată Zilei Independenței Naționale a României. De asemenea, detașamentul de onoare a pregătit un program de defilare a cadrelor militare. Totodată, prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile deosebite. Astăzi ne adunăm cu inimile pline de mândrie pentru a sărbători Ziua Independenței Naționale a României, un eveniment care onorează curajul, determinarea și sprijinul de sacrificiu al strămoșilor noștri. Acum 147 de ani, acești eroi au luptat pentru a ne reda libertatea și demnitatea, deschizând calea către o țară modernă și unită. Independența României din 1877 nu a fost doar un act politic, ci o expresie a dorinței poporului nostru de a-și decide propriul destin. Este rezultatul luptei înaintașilor noștri care au crezut în idealul unei națiuni libere și au fost dispuși să-și sacrifice viețile pentru el. Curajul și determinarea lor ne inspiră să continuăm această moștenire și să construim o țară mai puternică, mai prosperă. Lângă mesajul transmis de către Mihai Ritivoiu, eurodeputatul Maria Grapini și președintele Consiliului Județean, Alin Nica, au transmis la rândul lor aprecierea față de această sărbătoare. Hristos a înviat! Bună ziua tuturor românilor de aici, din Timișoara, din Timiș și de pretutindeni. Dragi români, astăzi sărbătorim poate cel mai important eveniment istoric, independența țării noastre. Și trebuie să o privim cu mândrie, că înaintea noastră, cu mult înaintea noastră, au fost generații care au reușit să apere independența și să declare independența în 10 mai pentru România. Avem datoria morală, toți cei de acum, să predăm generațiilor viitoare o țară unită, suverană, independentă. Și să nu uităm că acel tribut care era plătit la turci, Carol, mai târziu încoronat tot în 10 mai, a donat acea sumă armatei. Trebuie să avem grijă și noi de armata română. Mândrie și recunoștință pentru a sărbători Ziua Independenței. E o zi în care privim în urmă cu respect și admirație, dar și înainte cu speranță și determinare. Se împlinesc 147 de ani de când în 1877 Mihail Cogălnicianu, în calitate de ministru de externe, spunea în fața deputaților țării: suntem o națiune liberă și independentă. Discurs urmat de adoptarea rezoluției prin care a fost proclamată independența. Declarația de independență reprezenta atât împlinirea unui ideal, cât și o condiție absolut necesară pentru ca tânărul stat român să facă saltul spre modernitate. Ziua Independenței Naționale a României este sărbătorită din anul 2022 la data de 10 mai.